Dar până una alta vreau să vă spun că a sosit momentul mult așteptat și anume finala concursului încinge grătarul că-mi sare muștarul. Așa că în câteva minute o să aflați și dumneavoastră cine a câștigat marele premiu. Priviți! Din 8 concurenți au rămas 3 finaliști, cei care se luptă pentru marele premiu, un grătar profesional de peste 10.000 de lei. Se pregătesc să încingă grătarele Adrian Pitu, Cătălin State și Manole Florin. De 3 săptămâni, jurații Liviu Chiorpec și Cătălin Neamțu încearcă să gătească cei mai buni oameni care prepară cele mai gustoase grătare. Să trăiți, domnule, să-mi dau ochelarii jos să vă văd mai bine. Tu ești tânăr, cum ai ieșit la pensie așa tânăr? Păi așa... Vreau să știu și o secret. Cum ce este soția și pentru mine și mi-am permis. Am înțeles. La ce ești cel mai tare? La berbecuț? La vin. La vin. Am înțeles. Baftă, Cătăline, mersi, baftă. Fie, succes. Manole, unde e Gică Petrescu, tată? Aici e Gică Petrescu. Nu putea omul ăsta să plece fără Gică Petrescu. Manole, spune-mi la ce e specialist? La eu? Cotlet, la pui sau la vită? Eu la toate sunt specialist. Perfect, stai, baftă. Iar aici îl avem pe Adrian. Fost fotbalist de la Constanța. Da. Ce face Adrian? Ce să fac important la concurse să particip. Important e să particip și la voi e foarte important. Nu, dar la voi e foarte important că ați ajuns în finală, tată. De aproape o lună îi căutăm pe cei mai buni din toată țara, iar voi trei sunteți cei mai buni că ați ajuns în finală. Așa că, băieți, start! Oamenii ăștia se pregătesc de vreo 30 de minute să facă cel mai bun jar. Au ajuns și jurații, așa că imediat vedem cine va câștiga trofeul. Acest grătar cu o valoare de peste 10.000 de lei. Cei mai tari jurați, oamenii care au fost alături de voi de la început la încinge grătarul că-mi sare muștarul. Nimeni alții decât celebrul șef, domnul Liviu Chiorpec. Vă rog frumos în aplauzele dumneavoastră și ale voastre. Hai, mai cu viață, sunt jurații, oamenii care au fost alături de voi. Și prietenul nostru, Cătălin salut. Neamțu. Yeah! Salut, Liviu, bine ai venit. Acum eu pot să vă zic că n-au prea aplaudat prea tare oamenii. Lasă că să se ocupe de grătar aici. Deci explicați-mi dacă arată foarte bine, cum am împrăștiat cărbunii, e tot în regulă. Zici că e saună. Da, se simte, se simte, se simte foarte tare. Da, arată bine cum e totul amplasat, da? Cătălin, arată ca în America, exact așa cum a fost tot concurs. Perfect. Exact ca în America, băi, tată. Avem la dispoziție o oră, băieți, pentru a demonstra că voi știți să faceți cel mai bun grătar. Avem acolo ciocănele de pui, avem vită și cotlet de berbecuț. Ideea e că o vom mânca astăzi cele mai bune grătare. Sunteți gata, băieți? Haideți să facem o de aia ca pe stadion. Un salut de la... Și să înceapă... Încinge grătarul că-mi sare muștarul! Băieți, baftă, 60 de minute aveți din momentul ăsta pentru a face cel mai bun grătar. Dar ce faci, vecine? De ce îi bați? Ce bate vecinul puișorii. Focul e un pic cam tare. Ultima oară, dacă ți-e minte, m-a furat focul. Acum trebuie să-l furi eu pe el. Și începem operațiunea. Operațiunea încinge grătarul, că le sare la oameni muștarul. Vecine, grăbește-te, că te prinde trenul. Ce să zic, colegii mei doi triști. Eu am încercat că un grătar fără has și fără un pic de distracție nu merge. Băieți, primele 25 de minute au trecut. Cum merge treaba? Nu vine să cred. Mă uit la trei grătare și văd în felul următor. Manole are asta, cotletul de berbecuț și ciocănelele de pui aranjate frumos. Prietenul nostru Cătălin a mers pe pui prima dată, da? Vezi că sunt 25 de minute care au trecut. Am înțeles. Iar prietenul, păi până la oră calculează și tu. Da? Iar prietenul nostru Pitu n-a pus nimic pe grătar. Ăsta e tot talent. Bă, băiatule, mai ai 35 de minute la dispoziție și tu n-ai pus nimic pe grătar. Nimic. Vim la sfârșit. Tactica mea e să fac lucrurile încet și bine.
Băieți, eu vin de la grătar și vreau să vă spun așa, ca ce am observat eu. Avem trei concurenți, dintre care unul, cred că e prima dată când face grătar. Și mă refer la Adrian Pietu. Pentru că i-au trecut 25 de minute de când a început concursul, grătarului impecabil, curat. N-a pus absolut nimic. Nimic. Dar nu ne duci și pe noi acolo să vedem care e treaba? Vă duc? Să-i duc? Băieți, se complică lucrurile! Șefii sunt aici, oamenii care jurizează. Vine v-am găsit. Tu acum ai pus cotletele de berbecuț? Acum mai ai doar 18 minute la dispoziție. Nu contează. Nu contează? 3 Așa arată la Manole grătarul. Băieți, doar vreau să vă uitați, da? Da. A, mi-a plăcut de șef Chiorpeca, ai văzut ce a pus? Să vadă dacă e temperatura care trebuie. Iar aici îl avem pe prietenul nostru, Adi Pitu, care are o mică problemă. Ia zi, Adi, tu ce? Uite, e și o linguriță în sos acolo, e o rețetă specială cu linguriță. Cu fier, cu inox. Stai mă, că de fapt e surpriză, omul a făcut totuși cotletele. Da. Sunt făcute? Da. Ce ai acolo? Păi, ce e în bolul ăla? Fauleu, trebuie să spun. Păi, până la urmă, ce trebuie să spui? De toate. Eu mai am puțin și termin, îmi iau grătarul, plec acasă. O să las jurații să mănânce tot. Colegul meu are carnea nefăcută, celălalt a ars-o-i talpă. Ce să mai zic? Pe uite cum de frumos colorate sunt preparatele lui Adrian. Știu. Sunt foarte colorate, dar sunt crude. Garantat. L-a trădat focul. Da, da. N-a avut atacanți buni. Adrian, cum reacționezi la... Nu comentez, Doamne ferește. Băieți, va trebui să spunem stop, pentru că au trecut cele 60 de minute. N-au trecut, frate, mai sunt 10. Mai sunt 10? Stop, concurs, gata! Vedem cine pleacă acasă cu grătarul. Concurenții au fost foarte emoționați. Încordați, atenți în căldura aia acolo și în fum, să nu greșească. Mi-a fost așa cumva milă de ei și mi-am dat seama că și eu sunt cauza acestei încordări, că am pus presiune pe ei, că tot timpul am fost critic. Dragii mei, l-am adus pe Manole, este primul care va fi jurizat și... Tara! Ia! Ia uite-l, Manole. Deci cum e făcut? Nu știam de ce, de ce nu văd, ia. Ce, e bine? Uite sângele aici. Păi și e bine? Hai, nu fii pricinos. Nu ăla e teos, e pe carne. A, e vampir. Nu sunt pricinos. Ia. Nu, e ok, Cătălin, e regulă, Manole. Hai, care începe? Cum începeți? Cum e? E și frică. Vrei să guști? Da, îți dai seama că de asta sunt aici, dar să nu gust înaintea voastră. Da, nu gust înaintea noastră. Avem și noi nevoie de degustători. Manole, știi cum era la regi pe vremuri? Manole... Nu-i rău. Gustul nu-i rău. N-ai pus multe condimente. Dar ce e dulceag? Miere? Miere. Miere. Aha. Miere un pic de usturoi. Dar cred că un pic mai bine făcut, uite, cu cam roz aici, uite. Acolo, da. Vezi? Încercăm cu asta. Piept? Hai să vedem pieptul care se terminăm cu puiul, nu? Uh-huh. Aici la ce te uiți? Aici te uiți, dacă bucățica asta de aici, partea asta, dacă are zeamă, știi? Trebuie să fie așa zemoasă aici, uite. Și are puțin, da. Pui, 7. Dar pentru pui este... 7. E bun. Hai să luăm vita. Ce vita e asta, știi? E cunoscut părinții, vorba unui prieten de-al meu? Are un gust, da. Soia. Da. Soia e. Soia, toată lumea vrea sushi. Are un pic, și vor să facă sushi din carne de vită. Nota pentru carne de vită, 7. Nota pentru vită este 7. Acum trecem la berbecuț. Hai să vedem berbecuț. Aici vedem cine se califică. Ia. Aici, deci aici e departajarea. Deci aici cum trebuie să arate berbecuțul? Trebuie să aibă o crustă pe din afară. Are crusta. Trebuie să fie fragil. Și? Hai să-l gustăm, ia. După felul în care se taie, pare un pic cam făcut. Ia să vedem. Ți-a fost frică să-l faci mai roz? L-ai băgat sub capac? Manole, îți mulțumim mult de tot, îți dorim baftă. Și să vedem ce se întâmplă și cu ceilalți concurenți. Nota pentru berbecuț este 8. Nota, dragă Manole, pentru berbecuț este nota 8. Doamnelor și domnilor, intră în atac nimeni altul decât Adi Pitu, omul care vrea să câștige grătarul nostru de peste 10.000 de lei. Pe aici la mărăță. Te rog frumos. Și surpriză. Uite, mă, Flor Brăduța. Bravo, hai că ai învățat. Brăduț. Este? Uite, mă, cum ne câștigă. Hai să vedem. Începem tot cu puiul. Tot cu puiul, hai. Hai cu puiul. Hai cu puiul. Ups! Stai că ăsta încă alergă pe-n curte. Stai o secundă.
Cum alergă? Ia uite cum pulsează. Uite cum pulsează. Ia mă, dar tot așa alergă? Nu știu, eu acum m-am și speriat de ce. Ia, stai, stai, într-o parte. Stai un pic să luăm... Să luăm de aici. Uite-l că alergă, 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 să vă uite, stai încă se contractă. Tu ce cauți, mă, neamțule? Mă uit să văd dacă e bine făcută, dar pare crudă, știi ce zic? Când am venit la tine, mi-ai dat un piept așa de... Nu, l-am lăsat așa puțin. Așa de, de fraged și uite-te la ăsta, mi-l-a lăscat, ce-i avut pe-a? Eu scurt, mm-hmm. Ca să scurtăm așteptarea și tensiunea insuportabilă în care știu că stați cu toții, nota pentru pui este 7. Adrian, nota pentru pui este nota 7. Felicitări. Deci, e bine făcută vita. E bine, nu? Da, adică bine făcută. E acolo, undeva în medium rare și rare. Păi bine, e și da, carnea subțire. E și carnea subțire, e adevărat. Nu e rău, la tăietură așa, pare în regulă. Și n-ai exagerat la condimente. Nota pe care ai obținut-o la carne este 7. Adrian, pentru vită vei primi nota 8. Și acum, doamnelor și domnilor, atracția, mielul și macidonul, nu? Da. Piesa hai să vedem. La piesa de la rezistență. Hai să vedem. Suntem mai lângă. Deci berbecuțul zici că e da, cel care foarte, va face diferența. Foarte suculent. Cel mai bine e și vita, da. Deci vita, apoi berbecuțul și apoi puiul, nu? Da, așa. Am exact, în ordine asta. Nota pentru berbecuț e 8. Pentru berbecuț o să fie nota 9. Cel de-al treilea concurent și ultimul în finală, Cătălin. Bună precizăm aici, că toți concurenții aici au fost buni, dar doar 3 au ajuns în finală. Da, și acum suntem Cătălin. Hai, Cătălin. Suntem 3 Cătălini acum. Exact, exact, să se ducă misterul. Da, da. Frumos aranjat. Frumos. Adică ordonat. Da. Berbecuțul la berbecuț, berbecuțul vita la vită. Ardeiul la ardei. Ce? Nu e bine. E bine. E bine. Doamne. Ia uite. Hai să vedem. Ia. Da, băi, nu mai e viu. Nu mai sunt vinișoare de alea, uite. Păi nu sunt vinișoare de alea. Da. Ia. Uite, la aici puțin rozaliu, dar exact pe asta o să iau. Hai să-l vedem. Da. De să-l gustăm și noi. Gustă. Puiul bine făcut și fii atent ce mi-a plăcut. Și... Am luat o bucată de piele care a scăpat pe aici, s-a ars. Excelent, s-a caramelizat frumos. Pieptul l-a lăsat mai gros, așa, știi? Că l-ai... Uite, iau-o pe asta. Și pieptul trebuie de suculent. Ia să vedem. Ia uite-l. Ia uite-l. Cât de cât, zice câte ceva. Ăsta cred că ar fi putut fi un pic mai... Mai suculent, mai moale. Mai suculent, mai moale. Pe al doilea. Dar e pe drumul bun. Pentru pui, Cătăline, de la mine, ai nota 9. Nota pentru pui este 9. Haide să vedem, vita. Hai cu vita. Opa. Hai să fac loc aici, că mi-am făcut un munte de carne. Nu știu că... Ia să vedem. Asta e uscată. Asta zic. Opa. Bă, stai un pic, stai un pic. Stop, stop, stai. Stop. Stai că avem o surpriză. Opriți-vă, opriți-vă. E bine. E bine. E bine? Medium, cum zice? Carne de vită maturată. Da. Hai să tai tendonul ăsta, că nu era pentru o prezentare. Carne de vită maturată. Ce să fie fraților. Cu cât e mai crudă, cu atât e mai gustoasă. Ok, nu s-o mâncă în vie, dar cât e mai crudă, cu atât e mai gustoasă. O surpriză plăcută. Singurul care n-a făcut vita de tot. Și ți-am dat nota 9. Și mi-a plăcut, a fost, se topea în gură așa, nota este nota 9 pentru vită. Hai să-l vedem pe domnul Berbecuț. Hai să vedem pe domnul Berbecuț. Ia să vedem. Să vedem. Să luăm de aici, de lângă os. Deci prima impresie? Pare bine la pare bine, da. Ia uite-l, zeama are. Și ăsta e un pic prea făcut. Dar acum și eu sunt plicinos. După are un pic de zeamă, hai să vedem la textură. Ia ziceți. Ia. Dar asta parcă i-aș mai fi pus ceva condimente. E mai bun al tău? Stai un pic. Ceva condimente. Berbecuțul, încercarea supremă de azi. Eu-ți dau nota 8. Și pentru berbecuț, nota mea, dragă Cătălin, va fi nota 9. Încinge grătarul că-mi sare muștarul. Am ajuns la proba decisivă. De fapt nu e proba, este anunțarea câștigătorului, da? Aici avem pe cei doi Masterchef care au fost pe toată durata întregii luni la diferite persoane și au făcut cele mai bune grătare sau au gustat cele mai bune grătare. Am gustat cele mai bune grătare și mai mult decât atât am cunoscut niște oameni foarte mișto și le-am cunoscut familiile și ne-am simțit senzațional. Și cu mare bucurie oferim acest minunat grătar. E oferit de prietenii noștri de la Mob Expert, iar grătarul ăsta are și tabela de scoruri. Tabela de scoruri e pusă aici la fiert, la copt ușor, la foc mic. La foc mic, aici se face o ciorbiță dacă e nevoie. Deci e un grătar cu tot ce trebuie, da? Haide să-i chemăm pe cei trei finaliști. Clasamentul a fost la foc mic.
Și o să începem în felul următor. Cu locul 3. Locul 3. Și apoi aflăm finalist, omul care pleacă cu grătarul acasă, de acord? Câștigătorul, da. Perfect. Hai. Noi aici. Locul 3. Domnilor și domnilor, după o competiție acerbă. Mama, am dat note mari. Nota 7.33 după ce s-a făcut media la ciocănele, la piept de pui, la vită și, bineînțeles, la cotlet. Locul 3 merge la Manole! Yeah! Manole, felicitări, locul 3. Sunt aici între Cătălin și Adrian. Ei sunt cei emoții? Doi finaliști. Ai cam niște emoții? Aici. Unul dintre voi va pleca acasă cu grătarul. Iar câștigător astăzi pentru competiția noastră încinge grătarul când sare muștarul și pentru a câștiga acest grătar este... Cătălin! Victorie! Mulțumesc mult! Al meu să fii pe veci, e prietenul meu de acum acolo. Asta intră la promo. Nu înțeleg, ți-a dat peste față?